Vedeți acum puțin diferit rezultatul meciului cu Dej, Andrei, faptul că, uite, Dej este o echipă care încurcă, de fapt, nu știu dacă mai folosim cuvântul încurcă, pur și simplu și obțin punctele, obțin pe merit, pe jocul lor. Se schimbă puțin datele problemei și vedem poate diferit și rezultatul nostru cu Dej. Nu-l văd neapărat diferit, îl văd drept, nu știu, diferența între ce potențial are această echipă a noastră în momentul în care stăm la capacitate maximă, adică meciul din tur, versus atunci când suntem într-o pasă mai proastă. Faptul că Unirea Deji încurcă alte echipe mie spune mai multe despre nivelul Ligii Secunde decât despre nivelul Unirii Deji, propriu-zis. Eu cred că într-o zi bună putem mătura pe jos din punct de vedere fotbalistic orice echipă din Liga 1, poate mai puțin Politehnica Iași, care este pe val în acest moment și încă nu a pierdut în acest play-off. Dar având în vedere investițiile făcute acolo comparativ cu noi, eu zic că momentan comparația nu este tocmai potrivită, dar restul echipelor, inclusiv CSEA Steaua, într-o zi bună, nu văd de ce nu am putea să-i batem la 2-3 goluri distanță. Deci, mai mult despre inconsistența noastră decât despre Unirea Deji, aș spune că e acea diferență între rezultate.